Stimați telespectatorii, cântece foarte frumoase aduse în această seară de acești interpreți minunați, interpreți de muzică populară, interpreți de muzică ușoară. Continuăm programul nostru cu Claudia Ghena și Marian Iancu. Claudia Ghena cântă și muzică ușoară și muzică populară. În această seară va interpreta o melodie de muzică populară, Dumă, Doamne, Nu mă lăsa sau Dumă, Doamne, Dumă iară, iar Marian Iancu va interpreta o melodie de muzică ușoară intitulată Cheia Timpului. Claudia Ghena și Marian Iancu. Pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Hei, hai, unde-i răchia? Pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Ia-mă, Doamne, și mă pune unde-i răchia de brune. Hei, hai, unde-i răchia de brune? Și bărbatul-i dus în lume. Hei, hai, unde-i răchia de brune? Și bărbatul-i dus în lume. Și ne-om iubit până ne-om îmbătrânit. Hei, hai, că dacă-om îmbătrânit nu fi greu a ne iubi. Hei, hai, că dacă-om îmbătrânit nu fi greu a ne iubi. Și rămâi cu mine, amândoi s-o ducem bine. Să nu-ți pară rău că ne vom lua tot ce vrei ți-o-i da. Doar așa, 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 așa vrea inima. Tu să fii numai al meu și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Doar așa, 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 așa vrea inima. Fii numai al meu și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Rămâi ba din viața mea, dar ascultă-ți inima. Rămâi ba din viața mea, dar ascultă-ți inima. Să nu-ți pară rău că ne vom lua tot ce vrei ți-o-i da. Doar așa, 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 așa vrea inima. Tu să fii numai al meu și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi. Doar așa, 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 așa vrea inima. Și eu să fiu a ta. Fericiți unul cu altul, noi doi n-om iubi. Rămâi lângă mine cât noi vom trăi.
măsoară ceasul, o măsoară clipa, fuge tot mereu. Eu am o idee, mi-aș dori o cheie pentru a vremi odisei. Cheia e minunată, cheia e fermecată, cheia sufletului meu. Cheia ce doar ce timpul spune tot ce-am făcut. Cheia ce doar ce timpul ne redă ce-am pierdut. Cheia ce doar ce timpul ia nu vrea pe eroi. Cheia ce doar ce timpul ne acordă e plăi. Nu prea se gândește că e doar un trecător. Bine ar fi să fie oamenii să știe să-mi împartă bucurie și cu gânduri bune să aducă în lume cheia sufletului lor. Cheia ce-i doar ce-i timpul spune tot ce-am făcut. Cheia ce-i doar ce-i timpul ne redă ce-am pierdut. Cheia ce-i doar ce-i timpul ia timpul ne acordă dări. Cheia ce doar ce timpul. 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 Așa este, Marian a interpretat un cântec foarte frumos, cheia ce întoarce timpul. Timpul, dragii mei, se scurge foarte repede și în continuare, în minutele următoare, vin în fața dumneavoastră Letiția Miroiu, de această dată cu o melodie de muzică ușoară, apoi Sabrina Mosoia, care are doar 5 anișori și a venit cu multe emoții și a fost foarte cu minte până acum. Ea va interpreta melodia Fata Dresor. Și Carla Miroiu, fetița doamnei Letiția Miroiu, va interpreta melodia Să fim copii. Fiindcă tu ai ales cel din tâi, n-am știut cum să-ți spun, mai rămâi. Cum se duc și se duc clipele, cum răsar și apoi stelele. De-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți l-aș da, poate când vei veni. Dar pe să vii, aș crede că visez. Dar pe să vii, ce n-am mai spus. Cea de ieri
apele, cum răsar și acum stelele. De-aș avea un câmpel dintr-o zi, ți l-aș da, poate când vei veni. Te-ar fi să vii, aș crede că visez. Te-ar fi să vii, ce n-am mai spune oare? Și cum să sper că voi mai fi cea de ieri? Eu nu te-am uitat, dar vezi, te-am rătăcit prin gând. Te-ar fi să vii. Zi.
pentru încă o zi. Să rămâi pe loc, hai și tu mai în față, vino și tu, Marian. Voi ați ciocnit de Paște? Ai ciocnit de Paște, Carla? Nu. N-ai ciocnit? N-am ciocnit câteva ori. Da, uite, eu îți ofer să-ți alegi de aici un ou. Mulțumesc. Da? Și tu, Marian? Am ciocnit. N-are nimic, trebuie să ciocnești și cu mine. Nu vrei să ciocnești cu mine? Da. Da? Ia. Așa, Adelina, te rog pe tine să oferi ouă și celorlalți colegi. Eu o să ciocnesc în această seară cu cei mici. Da? Ai curaj să ciocnești? Hai. Hristos e viat. Adevărat am viat. Aolo, mi l-a spart. Stai, Adelina, că mai trebuie un nou. Hai și cu Carla, ia să vedem. Hristos a înviat. Adevărat a înviat? Te-am bătut? Da. Aolo, trebuie să-ți iau ou, dar nu o să-ți-l iau. Hai și cu tine, Marian. Hristos a înviat. Adevărat a înviat? Mi-ai spart ou. Trebuie să-ți-l dau. Uite, îți mai dau încă un nou. Da? V-a plăcut la noi în emisiune? Da. Mai veniți? Da. Da? Bun. Un gând pentru cei de acasă? Pentru telespectatori, ce le spui? Paște fericit. Să fie sănătoși și să urmărească copii talentați ca voi, da? Da. Da? Tu vrei să le spui ceva? Da. Ce? Să fie... Paște fericit, da? Și sănătate multă. Și să ciocnească multe ouă, da? Și tu... Paște fericit și multă sănătate. Multă sănătate. Stimați telespectatori, au fost copii, elevii doamnei profesoare Cornelia Voica. Dragii mei, vă mulțumesc tuturor. Bineînțeles că o să vă servesc și cu o felie de cozonac imediat acum pe pauză. Mulțumesc încă o dată doamnei profesoare Cornelia Voica, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți pentru că după publicitate ne întâlnim cu domnul Gigi Iordăchescu, pe care îl sărbătorim aici la Argeș TV.